Răspunsul e nu. Copilul tău nu te va asculta mâine pentru că îi repeți astăzi de 100 de ori să se spele pe dinți și nici pentru că îl rogi de alte sute de ori să-și strângă jucăriile. Copilul tău nu va face mâine cum zici tu pentru că ai țipat la el astăzi și l-ai amenințat. Și nici nu va urma mâine regulile tale pentru că azi l-ai pedepsit când le-a încălcat. Pentru că în felul acesta nu-i explici și de ce trebuie să facă ceea ce are de făcut, de ce e important pentru ca el să se spele pe dinți sau să-și strângă jucăriile. În schimb, tonul ridicat, amenințările și pedepsele îl învață pe copilul tău frica și lovesc fără milă în stima lui de sine. Știi, cei mai mulți dintre părinți duc o luptă continuă pentru jucăriile care rămân mai tot timpul împrăștiate pe dușumea, cu negocierile constante pentru a pleca la ora stabilită de la locul de joacă sau cu crizele de plâns atunci când copiii nu vor în ruptul capului să se îmbrace singuri. Iar atunci când ești părinte și ai un copil sau poate doi, trei de crescut, grijile și sarcinile zilnice nu se rezumă doar la asta. Iar atunci când copilul nu te ascultă, ceea ce îți vine la îndemână este să rezolvi problema rapid și să treci mai departe la hainele care așteaptă să fie călcate. În astfel de cazuri, soluția pe care o crezi potrivită pare să fie amenințarea sau pedeapsa, care, da, pe termen scurt, pot da rezultate. Și poate că da, copilul tău închide televizorul sau își scrie temele atunci când îl pedepsești, doar că o face pentru că e frică de tine, nu pentru că te ascultă. Însă cea mai întunecată parte a pedepsei, pe lângă durerea pe care o provoacă, este frica. Pe termen lung, copilul se poate teme de părintele lui, poate deveni nesigur, neîncrezător în propriile forțe. Iar de aici până la a crește un viitor adult cu stima de sine scăzută, obedient, care nu va îndrăzni să facă ce-și dorește de frica pedepsei, nu mai e decât un pas.